Medicii specialiști din Cluj au ajuns azi noapte la spitalul din Deva pentru a realiza intervenția care a durat mai bine de 2 ore. Un pacient în vârstă de 65 de ani care a avut un accident vascular. Familia a fost de acord cu prelevarea de organe. Accidentul a avut loc acum vreo 3 zile. Accidentul vascular a intrat în moarte cerebrală azi dimineață. Am declarat-o, am făcut procedurile și am așteptat echipele. Rinichii prelevați au ajuns la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca. De ce este important să existe donatori de organe? Este foarte important să fie donatori, este foarte important ca aparținătorii acestor pacienți să înțeleagă ce importanță mare are faptul că ei sunt de acord cu donarea de organe, faptul că ajută mai multă lume, ajută pacienți care suferă, ajută familiile pacienților care suferă. Vreau să le mulțumesc acestor aparținători pentru că au fost de acord cu donarea și sper să fie din ce în ce mai mulți, deoarece în ultimul timp a scăzut donarea de organe în țară. Pe lângă rinichii prelevați de medici din Cluj, au fost prelevate și cornea și părți din țesutul epidermic. Medicii spun că astfel de intervenții oferă șansa la viață multor oameni bolnavi, dar rata de acceptare a donării de organe de familiile celor aflați în moarte cerebrală este încă scăzută.